And you look at 31-year-old Constantin Bejenaru. He was born, as Steve mentioned earlier, in Moldova. But due to an economic crisis in his home country, he fought as an amateur in Romania. La cei 32 de ani, Constantin Bejenaru, originar din Ungheni, a obținut recunoaștere mondială la cele mai importante competiții de box. Duce faima Republicii Moldova în întreaga lume, mai ales după ce s-a calificat la turneile supergreilor. Prima medalie a obținut în 2006 la campionatul boxerilor amatori din Europa și prima medalie de aur a obținut în 2010 la Jocurile Mondiale. Recordul meu este 11-0 și aștept în continuare meciuri. Dacă va fi tot ok, poate în câteva meciuri să putem boxa și pentru centura mondială. Pentru meritele internaționale a trebuit să muncească greu. Încă de la vârsta de 9 ani a visat să ajungă campion mondial, antrenându-se în sălile de sport din Ungheni. Boxul a devenit pentru Constantin un stil de viață din copilărie, iar acum boxul a devenit meseria sa. Astăzi se antrenează în New York și aspiră să-și împlinească visul. Și practic vii aici în fiecare zi, da? Da, de două ori pe zi. 6 zile pe săptămână, 2 ori pe zi, dimineața, seara. A emigrat cu familia sa în Statele Unite ale Americii din 2012, după ce a primit o ofertă de la o companie americană de box. A fost o cale foarte lungă și, n-aș spune că ușoară, a fost destul de greu, dar poate că asta m-a făcut să fiu mai puternic și să doresc mai mult să realizez visele, cum s-ar spune, pentru că din copilărie, cred că n-am început la 9 ani boxe, am avut așa o dorință și un vis de a ajunge campion mondial. În 2002 a absolvit liceul sportiv din Chișinău, iar la un turneu a avut ocazia să boxeze cu un campion european originar din România, pe care l-a și învins decisiv. După această victorie categorică a venit și propunerea să boxeze pentru România. România! Constantin Bejenaru! Город не очень большой, где-то 50 тысяч жителей. Константин Бежинару, 27 лет, вес 95 килограммов, рост 1,78 м. Ținând cont de situația în care se afla sportul moldovenesc la acea vreme, în care fiecare sportiv trebuia să își achite deplasările la competițiile internaționale, a acceptat oferta. Astfel, la toate competițiile internaționale a boxat pentru România. Pentru salariile din Moldova, ceea ce părinții nu își puteau permite și așa am ratat unele competiții europene mondiale la cadet junior. De aia am fost nevoit, după absolvirea liceului sportiv în 2002, să plec în România, unde am fost 10 ani la lotul național a României. Consideră că boxul este un sport inteligent, acesta este motivul pentru care sportivul moldovean face senzație în Statele Unite ale Americii. Până la acest moment se bucură doar de succese și toate 11 meciuri din Statele Unite ale Americii au fost câștigătoare. Pe ring, la show-ul Paramount din Huntington, Long Island, emoțiile au fost mari. Cruzado Mike Tyson de un lado al lado y entrando rápidamente con los ganchos. Y ahora las cuerdas lo tiene precisamente una y otra, derecha, izquierda, trabaja el cuerpo. Holmes está en problemas hacia el cuerpo, la izquierda y la derecha. Lo tiene que agarrar la esquina dramáticamente, pide que vaya al amarre. Boxul e un sport inteligent până la urmă. Nu e doar mușchi și nu e o bătaie. În primul rând trebuie să-ți folosești mintea și prin asta am încercat și am încercat să evoluez, să mă adaptez tuturor situațiilor. E ca și un joc de șah, doar că aici în orice secundă o lovitură poate schimba decisiv meciul. Și da, au fost foarte multe turnee, așa ca să-mi aduc aminte, chiar și la un turneu internațional din România, centura de aur, în care în finală l-am bătut pe kazahul Beybut Shumenov, care acum este campion mondial și deține centura la categoria mea. Poate ne vom întâlni încă o dată pentru încă un meci. În timpul liber, Constantin obișnuiește să meargă la prietenii la tăiat lemne, sport care îl menține mereu în formă. Ia că ce spinul. Poveste.
este antrenat de Ilia Mesyshev în Underground Boxing Gym din Sheepshead Bay, Brooklyn, unde este zilnic pregătit pentru următoarele meciuri internaționale a boxerilor de talie grea. Мне нужно, чтобы вы ноги почувствовали, чтобы вы руки почувствовали. Вы его раз в сторону, и все, и соперник прилетел. Constantin are un caracter și un potențial puternic, iar fiecare luptă îl ajută să devină mai încrezut în propriile forțe. Есть, конечно, всегда над чем поработать, но потенциал сумасшедший. Нам немножко не хватает боев, чтобы Костя чаще боксировал. Потому что из тех боев, что мы сейчас видели за последний месяц, чуть больше 5 недель, разыгрались все 4 основные пояса. Нам по силам любой из этих соперников. С кем-то будет чуть-чуть тяжелее, с кем-то чуть-чуть проще. Но как бы его пояс его ждет. Вот. У Кости желание сумасшедшее. Он много пашет, много работает. Очень тяжело работали к крайнему бою. Провели очень длинную подготовку, очень длинную. Ну, как бы, что и сказалось в бою. Костя хорошо дышал, был быстрый, легкий, подвижный, ударов не пропускал. Самый большой конкурент для Кости – это Костя. Потому что он еще сам не понимает, насколько он может идти дальше и больше. Pentru a obține succese pe terenul de box, cea mai mare susținere vine din partea soției sale, Aurelia, care se străduie să creeze o atmosferă armonioasă, în special înaintea meciurilor. Din cauza emoțiilor, nu obișnuiește să urmărească luptele lui Constantin pe marele ecrane. Îmi este grijă de el, ca bărbat, ca soț, ca tată copilului meu. După, da, eu am emoție și mă simt mândră pentru el și mă simt că el există și ajută țara noastră. Trebuie să ai foarte mare curaj ca să ieși pe ring. Fiecare oponent e ca o nouă etapă a vieții, ca o nouă treptată, mai puternică, mai puternică, mai puternică. Și când tu te gândești că trebuie să treci această etapă, trebuie să treci această scară și tu ești mai puternic și devii mai puternic și mai puternic și fiecare oponent e mai, ai foarte mari emoții. Toți anii care suntem noi împreună, Cea mai grea etapă sunt ultimele săptămâni, ultima parte a meciului, când se apropie meciul. Costa devine foarte nervos, presiunea este foarte mare și eu ca soție înțeleg, eu sunt unde mai mic când trebuie să tac. Costa trebuie să fie mental, fizic, liniștit. De toți anii când suntem bune, am înțeles că asta e scopul și succesul lui. Pentru sportivii din Moldova, Constantin a devenit un boxer de performanță, demn de a fi urmat, iar celor de acasă le urează multă perseverență și determinare pentru a-și demonstra potențialul. Noi sunt mulți sportivi și mulți copii foarte talentați, foarte muncitori, dar văzând toate aceste probleme care se întâmplă în alții, ori aleg să nu mai practice, ori ajung la un moment dat în care trebuie să plece ca și mine. Pentru că sunt mulți sportivi care au plecat în România să creadă în ei, pentru că asta e dorință multă și muncă. Și să treacă prin acele greutăți, chiar cât de greu nu ar fi, să-și pună țelul lor și să meargă către el. Idolul său din copilărie, Mike Tyson, crede în șansa moldoveanului. Boxerul din Republica Moldova are contracte cu unul dintre cei mai buni promotori din New York, iar drumul său spre succes devine tot mai real.